Situația epidemiologică este îngrijorătoare în Mehedinți, iar teama s-a instalat printre oameni. Se pare că tot mai mulți locuitori ai județului nostru hotărăsc să se vaccineze cu un ser anti-COVID-19. Direcția de Sănătate Publică a înregistrat în ultimele 24 de ore 752 de mehedințeni care s-au imunizat. Rata de vaccinare crește și în Mehedinți, conform Direcției de Sănătate Publică de la începutul campaniei de vaccinare. 97.453 de mehedințeni s-au imunizat până în acest moment. Doar în ultimele 24 de ore au fost administrate 752 de doze de ser anticovid-19. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost administrate 752 doze de vaccin împotriva COVID-19, dintre acestea 328 doze sunt prima administrare, 44 doze cea de-a doua administrare și 254 doze cea de-a treia administrare. În cabinetele de medicină de familie au fost administrate 90 de doze de vaccin produse de compania Johnson & Johnson și 36 doze de vaccin produse de compania Pfizer-BioNTech. De la începutul campaniei de vaccinare, din 4 ianuarie până în prezent au fost administrate 97.453 doze de vaccin împotriva COVID-19. Tot mai multe persoane aleg să se vaccineze cu vaccinul Johnson & Johnson. În ultimele 24 de ore, în cabinetele medicilor de familie, au fost administrate 90 de doze din acest ser și 36 cu Pfizer.